Procurorii DNA au făcut percheziții ieri la Episcopia Oradea într-un dosar în care există suspiciuni de corupție privind numirea și promovarea preoților. Sursele citate precizează că faptele ar fi fost comise în perioada 2014-2016, fiind vizate persoane din cadrul Episcopiei. Procurorii DNA Oradea au descins ieri la Episcopia Ortodoxă din Oradea și la Mănăstirea Izbuc într-un dosar în care există suspiciuni de corupție privind numirea și promovarea preoților, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. Aceleași surse precizează că faptele ar fi fost comise în perioada 2014-2016, fiind vizate persoane din cadrul Episcopiei. Până în prezent nu a fost pusă nicio persoană sub învinuire, urmând ca după analizarea probelor ridicate să se facă audieri. În dosar ar fi vizați episcopul Sofronie Drincec, dar și starețul Mihail Tărău pentru fapte de corupție. Pe de altă parte, într-un comunicat de presă al Episcopiei Oradei, se transmite că Serviciul Teritorial Oradea la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradei au fost puse la dispoziția organelor de cercetare. Toate documentele solicitate nu au fost ridicate obiecte și nu au fost identificate valori sau sume de bani nejustificate. De asemenea, nu a fost precizată calitatea procesuală a preasfințitului părinte Sofronie, episcopul Oradiei sau a vreunei alte persoane de la centrul eparhial. Nedorind a prejudicia într-un fel rezultatele cercetărilor, episcopii Oradiei se abține de la alte declarații pe acest subiect, exprimându-și încrederea în instituțiile abilitate ale statului.